Salut tuturor, aici este Bob Sweater și bine ați venit la un nou episod cu Happy Wheels. Ultima dată am făcut toate misiunile cu numele meu până aici. Asta a fost ultimul și acum facem pe asta lui Edwin. Edwin, sunt sigur că sunt multe hărți ale voastre de ale tale bune. Să vedem aici. Pentru geamuri, nu sparge. Ok, nu o să sparge. Aoleu, deja mi-a intrat deja multe în față. O să încerc să nu vorbesc prea tare pentru că cumva e cam aproape 12 noaptea și sunt timpul săptămânii și mă dau seama ce se întâmplă și mai ales că părinții mei dorm și da, nu vreau să deranjez. Știi sentimentul, nu? Haide! Mai ales că am venit și eu foarte târziu, că am fost plecat la niște colegi să ne uităm la Game of Thrones. Sincer să fiu, n-am văzut decât primul episod din al doilea sezon, care a fost dat luni, no, luni seara. Oh my god. Fuck. Like a boss. Da, Edwin, foarte tare, foarte tare. Sper că vă place meniul care l-am folosit mai nou în ultimele mele videouri. Sper că l-ați văzut. Meniul de la sfârșitul videourilor și melodia. Mi-a dat un prieten de pe TGNFPS. Mi-a permis să o folosesc. Oh, troll level. Practic pot spune că am câștigat boada. Ei, asta n-am văzut până acum folosită. Lol. Bravo, Yakuza. This level confuse and troll. You must hurry. Part 2012. Ok. Ce ies cu asta? Ah, cu sulițe. Ok. Boada. This is Sparta! Ok, ah. Ok, da, destul de fain, destul de fain, dar mai puțin de lucra la el. A, da, sincer, mai mult de lucra la el. Puțin mai mulți oameni, cumva fixați mai bine și pui pe ranguri pro, level, chestii de genul ăsta. Dar totuși și destul de fain. O să încerc să fac cod pe site-ul ăsta și să dau like la toți, rate 5 star. Ceea ce vă mai rog eu pe voi e să dați un subscribe la designerul meu de thumbnail-uri, de artwork-uri. Îl găsiți link-ul în description. Fuck my life. Ce-a fost asta? Andrei, frate, ce vrei să faci? Vrei să mă trolești? Aoleu, aoleu, aoleu. Ok, cum mai se pare că voi... Cum o făcă? Nu, nu, nu! De ce am căzut? Aoleu, puteți să geți în curme, vinte. Mamă, te vei să mă omori? Ok, ușor, ușor, hai, hai, ușor, 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 așa, așa. Bă, cum îmi pierd capul, frate? Frate, nu se pierde cu firea! Nu se pierde cu firea! Ok, gata, hai! Full power! Așa, voi scăpa! Fuck! No! Oh. Eram atât de aproape! Ok, bu, 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 bu. Ok, haide. So close, no! Complication, no reason. Doamne, ești nebun. Frate, ce hărți aveți în cap? Vă spun că asta aș fi putut să termin, nu? Doamne. Mai încercăm o dată. Haide. Fail. Hai totuși, știi, dacă pierdem, să pierdem undeva mai departe. Ok. Poate vă întrebați cu ce ne rezistez cu bandii că am pus pe rectangle screen, știi, vă alegeți zona, rezoluția zonei e 900 pe 500, deci nu e cine știe ce dimensiune și după aia se exportează automat în 720p. Fac asta cum s-ar presupune să trec de aia pentru că e foarte tare în parte. Na, dacă reușiți să treceți de altul la fel, faceți un video cu Bandicam, luați frumos zona, alegeți zona și da, aș putea acum zvoare că puteți mări zona și chestii de genul ăsta. Ok, se pare că l-am terminat. Hai să mai facem din ăsta de aici, pentru că ăsta nu prea l-am jucat, uite. Renaissance Ravager. Uite, pe ăsta nici nu l-am jucat, nu știu despre ce e vorba. Ah, ba da. Oh, l-am jucat înseamnă, scuze, pare rău, greșeala mea.
Ah, fuck! Haide. You must win, my apprentice. Ok. Da. Sper că v-a plăcut sau încă nu știu dacă l-ați văzut episodul cu Alan Wake. Îmi pare rău că n-am făcut facecam pentru că... Na, îmi pare rău, asta vă zic, pentru că mi-a fost destul de greu, mai ales că e 11 seara și 11 noapte, na, 11 seara, noapte, same shit. Nu, dar e faza că e târziu și până mai setez toate camerele, mai ales când m-am pus și eu îmbrăcat în haina de somn și sincer să fiu, nu vreau să par în fața sutelor de oameni care mă urmăresc aproape zilnic și vă mulțumesc foarte mult, deci chiar nu vreau să cred că au un mic canal de pe YouTube român a ajuns atât de departe și sincer eu chiar mă bucur și mulțumesc tuturor pentru chestia asta. Poate mă întrebați de ce nu v-am mulțumit până acum. Pentru că am observat că am ajuns din ce în ce mai departe. Mai întâi cu 1000 de subscriber, apoi cu parteneriatul, apoi cu TGNFPS, apoi cu multe, multe altele. What the fuck did I just do? Hei, stai să-l omor pe ăsta. O să-l omor? Perfect. Da. Haide, încă puțin. Zidii mei. Oh, s-a intrat o cărămidă în față. Haide, frate. Ce tâmpenie. Lol. The fat lady. Ah. Omorâs grasa. What the fuck? Pepe launcher. Hai, arunca cu Pepe. Miau. Miau. This is so fucking awesome. Deci cel mai mișto level până acum. Lol, deci să te chinui să faci și zebre și cai și tot felul de chestii de astea, e ceva. Intra Pepe în cap. Ești nebun. Mamă, n-am viteză. Înapoi, 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 înapoi. Haide. Fuck. Așa, gata, hai. Mai mult power. Haide, așa. Opa, land here. Eject. Hold up. Lol. Ce retard! Cel mai epic level ever. Deci trebuie să încercați și voi, vedeți dacă terminați. Happy Wheels Future. Happy Wheels. Welcome. Cum de fapt înseamnă sperma în engleză? So... M-am împrăștiat. Sore throat. Oh, fuck, mai rămâine. Uite cum merg. No hands, bro. No hands. Ah, nu pot să scap de aici. Spikes. Spikes. Read. Survived. Dar n-am supraviețuit. Asta e ideea. Încercăm o dată. Happy. Welcome. Cum să zici welcome? Ok, să zicem Jet Falls. Spike drop. Așa, am supraviețuit. Da, bici. Obstacle curse, epic jump. Wow, 360. Raid 5, Neon World. What the fuck? Oh my god, neoane. Cât a lag-ul, frate, 9-8 FPS-uri. Tu ți-ai melehis la mare, doamne, tu-ți bagi joc de mine. Uite ce își bate joc de mine. Oh my god, neon lighting. Așa, în sfârșit. See, Happy Wheels. Jesus, God. Ah, abia acum am să termin și eu. Și am ochii. Cum trăiesc, frate? Deci am zis mai țapa prin gât. Și mor numai când dau capăt de pământ. Seems pretty fucking legit. Seems pretty fucking... Oh, limbo. Limbo. Se presupunea să fi putut să sar, dar hai. Hop.
Limbo. Chiar am văzut că I Hate Pink face la jocul ăsta și eu aveam de gând să fac exact atunci, știți, când a apărut. Wrong way. Dar m-am hotărât să nu fac, pentru că, sincer, eu, na, nu-mi place. Dacă vreți să fac și o serie de Limbo, cum să zic, după Alan Wake, cum să nu, sau o să încep să fie al treilea joc, pentru că, oricum, Minecraft nu e cu sfârșit sau chestii de genul ăsta, deci de ocazie, deci aș putea să fac. Dacă vreți să fac și eu Limbo așa neapărat, puteți să-mi spuneți și eu, voi citi comentariile, voi vedea și, da. Am văzut că sunt multe vizualizări la farsa mea de 1 aprilie. Sper că v-ați prins de aia, marea majoritate, adică foarte mult nu s-au prins de idee că eu glumeam. Mulți am văzut că ați luat-o foarte în serios, ceea ce m-a și speriat, ce m-a făcut să și râd, ce anunțează genul. Doamne, cum de să-și mai joacă lumea mea? Deci, sincer, nu vă înțeleg. Jocul ăla n-are nici grafică bună, n-are nici, cum zic eu, cine știe cel mai epic gameplay ever. Dar, cum să zic eu, văd că mulți joacă, în care sunt mulți și ăștia de peste 18 ani și foarte mulți sunt și copii, exact ca la Counter. Îmi pare unul poate în antena vostra. Da, deci nu vă mai apare, stați că nu vă mai apărea metin pe canal. Pokémon Adventure? The fuck? Ok, deci așteptăm. A, e ăsta iar. LOL, unul dintre cele mai șmechere realizate mape. Da, deci dacă mai aveți artwork-uri, puteți să le dați, eu sincer să fiu. Ah, e ăsta care nu reușit să-mi atunci să-l termin, dar nu-mi aminte cum să termină. Că am citit mai bine ce trebuie să fac. LOL, de ce apa nu mă afectează? Tu speștele, mori! Steaua de mare al bunicu. Ok, what the fuck, copaci. Bum! Am cules o lacrimă. Mi-am pierdut copilul. Mi-am pierdut copilul. Mă, the gym. Ce asta? Ah. Ok, hai, Pikachu. Hai, Pikachu, treci. Sue. Hai, Pikachu. Ai, Pikachu! Genial! Ah, acum te-ai hotărât. Nu, trebuie să facem iară, adică ce înseamnă asta? E bardă negre aici sau cum? Ok, hai. Mergem la profesorul Oak. Asta e masa lui Ash. Doamne, Ash mi se pare cel mai gay personaj din toate astea cu anime-uri. Adică gândește puțin. În fiecare aventură de lui se întâlnește cu una, două, trei fete foarte tari. Adică foarte hot, pot să spun așa uneori. Și tipul nici nu se îndrăgostește de ele, nici nu face sexy time cu ele. Și nici măcar nu se pupă cu ele, adică cum vine asta? LOL, de ce mi s-a rupt gâtul? This fucking shit. Nici nu face sens, nu are niciun sens, da. Deci presupun că mulți care ați văzut Pokémon știți la ce mă refer, adică pe uite, o luăm pe tipa care am omorât-o mai devreme cu propriei ei Pokémon. Starfish ăla te mor, bă, deci. Bă, deci. Și da, adică mi se pare cam gay personajul, adică te gândești puțin tip cu grămadă de fete în jur, o grămadă de oportunități. E mai pervers Brock doar pentru că e Brock, adică sincer să fiu n-am ce zice, dar bune, Ash ar trebui să profite mai mult. Ah, fuck. Sunt sigur că mulți sunteți de acord cu mine. Dacă mai știți un alt personaj care tot la fel vi se pare mai gay, pune și ăia din Digimon, care zicem că erau mai mulți băieți și mai multe fete, dar tot s-a ajuns cumva să se iubi-iubi, dar știți, aici, sincer să fiu, nu dă nicio, cum zic eu, semn de chestia asta. Așa, acum, deci trebuie să dau în spate. Fuck! What the? Miau! Nu mai mă chinui! Nu mai contează! Ești atâmpit! Cred că o să-l mai încerc altă dată. Cum sincer sunt, nu mai am niciun chef. Mi-a pierdut tot cheful. String, ce e asta? Ah, ia, e coața.
Obstacle course. Ok, să facem obstacle course. Nu am mai făcut de mult. The goal is to survive. Ok. Pare ușor. Pare ușor până aici. Holy lol, chestia aia a plecat cu jumate din corpul meu, nu-i corect. Wow. Obstacle course în adevărata puterea cuvântului. Ok. Și promit că data viitoare mă voi uita prin comentarii mai mult și voi alege de acolo să fac ce mi-ați sugerat voi, pentru că sunt sigur că sunt multe bune, dar nu m-am uitat eu prea bine pe ele, știți? Era acel genul cu don't move. Am încercat tot, don't move și nu reușise. Oh my god. This part can be hard. Oh, what the fuck? What the? Mi-a spart mâna. Haide, pedalează cu o mână. Nu! Cine e cel mai tare? Eu sunt cel mai tare. Deci da, deci cum am spus, mai aștept artwork-uri dacă aveți cu oricare joc, nu contează neapărat să fie Minecraft acum. Da, din câte știu, Minecraft e printre cele mai ușor de desenat, deci normal că mai aștept Minecraft mai mult de la voi, dar prefer și alte jocuri, mai fi Mass Effect, cum ați văzut la Mass Effect, am primit și la Alan Wake, ca să vedeți, sau ați văzut, nu știu, depinde acum cum am postat eu videourile. North Pole BMX Park 2. Hai facem și asta ultimul și gata. Sper că nu v-am plictisit, dar cum am cam târziu și nu vreau să urlu acum ca toți nebunii, știți ce știu. Ok. Vreau să vă întreb, ok, oh, fuck. Pentru cei care îl știu pe Bag of Games, supranumit Dex, sigur că știți, care face cu Minecraft, Stick Run, chestii de genul ăsta. Dacă ați vrea să fac un fel de miniserie, eu cu el, Minecraft sau depinde, poate alt joc. Dacă vreți să vedeți chestia asta, pur și simplu lăsați comentariu. Da, vrem. Sau nu știu cum. Dex, dacă te uiți și tu, sunt sigur că te uiți. Poți să lași tu un comentariu. Fuck! Ești nebun. Zi, am câștigat? Am câștigat, într-un fel. Lol, cad mația peste tot. Cum se poate întâmpla așa ceva? This is so retarded. Ok, ce mai avem? Hai mai facem Spirit Bridge-ul. Deci îmi place Spirit Bridge-ul. Aleluia! Miau! N-ai văzut asta? N-ai văzut asta? Și asta nici asta n-ai să vezi. N-ai mai văzut, bă, chestia asta. Nu mai știu să fac chestia asta și șmecherii. 360. Pliosc. 360, pliosc. Ai văzut? N-ai mai văzut așa ceva. Hai, copchile în ceara mătii! Nu mai vine, ta. Încerc să nu jur pe tare, știi, m-am apucat și de postit. O să zic. Damn it. Ți-a plăcut copilul. What the? What the fuck? Hai, frate, știu că poți. Știu că poți. Ești Dragonborn. Nu mai ești. Nu mai ești. Miau. Holy shit. Cred că aș putea să o conduc. Copilul ce face asta? Copilul e Dragonborn. Miau. Copilul meu e Dragonborn. Fusul, da! Ce nasol de el, ați văzut? N-ați văzut. Săracul de el. Haide, pedalează-mă mai tare. Ce jec de om poți să fii, fete, n-am putut să văd. Oh, copile, mai ești? Copilul e încă întreg. Are baftă. Hai să încercăm să terminăm chestia asta. Haide. Știu că poți. E Dragonborn. Ignoră-l. You are the Dragonborn. Use the power of the Dovahkiin. Folosește-ți Dovahkiin, mă, frate. No! Măcar dacă reușeam să mă prind, știi? Miau. Șmecherii dublu șmu. Oh. Era să rup ceva pe acolo. Ce greu de din pedale asta. Iar pic. Da! Sunt viu! Sunt viu! I am the Dovahkiin. Fuck!
Ce faci, fiule? Nimic, tati, sunt pe jumătate mort. Nu mai spune. Copilul e viu! It's alive! Ok, cam asta a fost tot și pentru episodul ăsta din Happy Wheels. Sper că v-a plăcut. Îmi pare rău dacă nu m-am auzit. Am vorbit un pic mai încet. Asta e, vă băgați voi căștile pe cap. Să mă auziți cum trebuie și da, ne vedem data viitoare. Și nu uitați de a-ți like pentru mai mult Happy Wheels și subscribe. Iar eu v-am salutat. Pa!